La Strand, după care ajungem la fotbal. În prima săptămână au fost la Strand din Suceava 3500 de persoane. Am primit foarte multe aprecieri legătură cu Strandul la Suceava. Sigur, au mai fost mici probleme acolo. Părerea mea, care sunt datorită de faptul că, așa au spus specialiștii, peste iarnă aceste stranduri au fost împlute cu apă, se conservă mai bine dacă stau împlute cu apă. Și probabil acolo unde au sărit câteva plăcuții de acelea, fiind în apa foarte mică, procesul îngheț-dezgheț a fost mai accentuat. S-a remediat problema, lucrarea este în garanție 2 ani de zile. Probleme minore care mai apar acolo nu sunt probleme ca să fie reabilitate. Una peste altă, eu sunt mulțumit de modul cum sucevenii au participat în aceste zile la strandul din municipiul Suceava. Record de persoane, în ziua de 5-6 au 1300 de persoane.